Vă salut, oameni buni! Bine v-am regăsit la un nou video. Exact acum mă aflu în Băicoi, am oprit la un magazin ca să cumpăr niște flori pentru baby și ceva de grătar, pentru că merg acasă, dar important este că baby nu știe. Nu i-am spus că vin acasă, ea crede că sunt undeva prin zona Rucăr, Dragoslavele, pe acolo, și așa că vreau să o surprind, să văd cum se manifestă. Acesta este buchetul de flori, bine, nu este un buchet, el este în ghiveci, dar va resta mai mult. Mi-a plăcut cum arată, așa viu colorat, ce părere aveți? Și mergem acasă să vedem reacția, sper să nu îmi învinețească ochiul. Am sunat acum un minut și mai am încă un minut până acasă, i-am spus că sunt în zona Rucăr, că am terminat pe acolo de plimbat, de filmat și îmi caut să mă campez. Și o să sun eu după ce mă campez, după ce mănânc. Este acasă, zicea că e acolo la birou și are treabă. Hai să vedem ce se întâmplă. Sure. Bruno, unde ești, Bruno? Hei, na, ce tot vorbești acolo, mincinosule? Băiat! Ce de minciunele faci? Oh. Ce înseamnă atitudinea asta pe tine? Ce părere ai? Dă camera asta la o parte. Băiatu! Păi am zis să-ți fac și eu o farsă. Da, băiatul tati, a venit tati acasă. Happy? Hai că ți-am adus și ție, dar mai întâi să punem ceva pe grătar. Da, e cald. Pe cât e dat? Dă-l pe 18 grade. Nu e natural pentru sănătate, ci ca să nu faci diferența de temperatură pe mare. Mă, păcăliciule, mă! Ce-a făcut tati, mă? Când ai... Ce-a făcut? Când ai auzit că a deschis ușa? Chiar mă întrebam ce se întâmplă, dar sincer să fiu în... fracțiune de secundă, că mi-am dat seama că te cunosc, ce păcălice! Hai, ți-ai dat seama, acum da. Nu. Ce să zici tu? Nu știu că a apărut ăsta pe după colț. Da, băiatul! Ce-a făcut, tati, mă? Ce-a făcut? S-a dat tati aici, băiatul. Adică vreau să bag mașina în curte, să scot bagajele și astăzi facem un grătar, dar parcă s-a norat, a? Nu plouă. E ok, așa face tot timpul. Haide. Ce-a făcut, mă, tati, mă? Ce? Foarte mult. Și cum miros? Nu știu ce flori sunt, dar mi s-a părut chiar frumos nici buchetul. Nu recunosc, dar e important e cum arată și cum miros. Alte chestii trebuoase. Da, băiatul. Haide la mașină. Și abia să facem un grătar aici la în curte. Trebuie să mai dai 5 minute să închei. A, e ok, tate, nu se treabă. 5 minute mă bag și eu în duș. Ce zici, baby? În seara asta dorm toată mașina? L-a spălat. În seara asta dorm toată mașina? Păi nu. Dacă te-ai obișnuit așa, hai. Mai mult loc în pat. Ei, cred că mă bag în cort. Așa, în cort te însuțesc. În cort ne însuțește și Bruno, e, da. Okay. Și în mașină chiar am dormit bine. Haide să facem patul, să... am unde să campez în seara asta, loc sigur. Aici lipsește râul, îmi pare rău. Cred că le-a fost dor de mine și la păsări. Ce-au venit cu toate aici? Bine, le crede că le dau ceva, dar... au destul de iarbă.
și între timp frunzele de la salcâm au crescut, deci aici umbră bine, frumos. Co-co-co-co-co-co, găinile senile. Acolo gâștele. Hai să mă pus fac grătarul. Adică a început să picure puțin, dar cred că plouă pe lângă noi pe undeva. Nici nu cred că se vede pe cameră. A? Da, da, se vede puțin. Am venit cu ploaia acasă. Exact acum a urmat să prind focul. Da, nu cred că ține mult. Nu cred că ține mult, nu? Ce? Nu cred că ține mult. Nu, pe de nu vezi că din nou ești plicat, n-am înțeles de ce mai plouă. Între timp s-a oprit și ploaia, nu a durat decât vreo 20 de minute, ceva de genul. Am aprins focul și urmează să facem un grătar pe cinste. În primul rând, sănătate la toată lumea, numai bine. Mă gândeam acum, că sincer vă spun, nu mă gândeam că mă voi simți atât de obosit când voi ajunge acasă. Probabil că acum sunt într-o zonă de confort, totul este liniștit, nu mai stau lângă râu să mă gândesc că poate să vină vreo mistreasă, vreun urs, ceva. Chiar mă simt puțin cam obosit, dar în același timp pot să spun și relaxat. După 9 zile petrecute în natură, dormit lângă râu, 8 nopți în mașină, sunt foarte relaxat. E bine să fii și dușat așa, cu gel de duș, cu toate cele, pentru că eu m-am bălăcit în râu așa pentru curățare, dar nu m-am simțit nicio clipă murdar, n-am avut nicio problemă de genul ăsta. A fost o aventură pe cinste și vor mai urma astfel de aventuri. Dacă mai mi se împleticește limba în gură, vă rog frumos să mă scuzați, pentru că v-am spus, sunt puțin obosit. Gata, jarul este făcut acolo, cu cărbun, cu tot ce trebuie. Brunul e pe fază, așteaptă să se facă friptura. Și uitați ce am luat pentru grătar. Pulpă de porc, este condimentată, marinată. Și m-am gândit să iau ceva nou, e prima dată când fac așa ceva. Baby între timp a făcut o măligă, abia adus-o. Iar aici am brânza de la cel domn primită cadou. Încă nu dau seama. Tu ce zici, baby? E în daia de brad sau îți dai seama de... Noi nu ne pricepem. Pare să fie de brad, dar eu zic că nu este. De nici mie deci pare scoarță. Deci să știi că m-a păcălit. Da, arată... Da. Pare ceva... O să ne spună lumea în comentarii, cu siguranță. Uite, cum se rupe fâșie, așa. Dar pare dacă a fi o scoarță de brad, e tratată într-un fel, nu știu, că da. E prea moale. Oricum, prea... e foarte gustoasă. Voi face și... Șocanță, te întâmpine omul, ia o brânză, adică eu n-am auzit așa ceva. Și cred că are jumătate de kil, sigur. Da, cam așa are. Da. Aici niște mujdei de usturoi și, în afară de pulpa asta, că una facem, da, că ne ajunge, are și ceva os și șoric, vor primi și câinii din ea, că am mai văzut în comentarii acolo că spune lumea că nu dau la câini sau astea, am grijă de câinii mei. Nu scrie că și condimente e aromată, nu? Într-adevăr, Bruno este mai avantajat. Da, și vom face și un bulz. Unul sau doi bulzi. Pentru că baby nu mănâncă brânză.
Ia să-ți burun, deja s-a pus în poziție. E cu ochiul acolo. S-a lăsat răcoare și la noi aici. În curând se înserează, norul e pe cer, dar aventura pot să spun că continuă, că continuă. Face și cacofonică. Ok, ce? Stai suficient de mult timp acasă ca să o pun în frigider sau e cazul să o duc la congelator? Păi dacă mai mă lasă sau acasă, mai stau, dacă nu. Primul bulz este gata, dar n-am apucat să dau drumul la cameră, eram concentrat pe răspunsul mesajelor voastre, așa că pe calea asta vă mulțumesc pentru susținere, pentru mesaje și pentru like-uri și haideți să vedem cum face baby un bulz. Deci a tăiat o bucată de mămăligă, a mai tăiat o dată, așa i-a făcut o crestătură. Așa, baby, bravo. Ce pier ploaia. Ne băgăm în sufragerie la curte aici. Acolo, mutăm grătarul, afumăm bine cortul. S-a oprit deja. Se mai scutură nori așa, da. Da. Hai, mai fă unul să fie, că poate vine și vecinul, îi dă un telefon. În caz că nu, nu-i problemă. Nu o să mănânc eu trei, dar pe ăștia doi cu friptură, sigur, îi voi mânca. Deci, s-a tăiat bucata. Ia, baby, frige, nu? Se vede că e să iau din ea. Păi dacă se răcește, nu mai poți să mai faci. Încă o dată se ia brânza de burduf, originală direct de la stână. Îmi pare rău că nu l-am mai găsit pe omul la dimineață să merg la el, să mai stau de vorbă cu el. Ei, trebuie să te mai duci. Da, trebuie să mai trec prin zona, asta e un semn. Așa, și bolzul merge lângă această friptură. Dar arată foarte bine, nu? Bruno, ce zici, băiatul? Arată bine friptura? Cam așa arată campingul nostru, aici, la căsoadă, la țară. Mașina am băgat-o aici, mâine trebuie aspirată, curățată, aerisită, atmosferă. Foarte plăcut. Liniște. Tot ce trebuie. Cum e mămăliga? Eu n-am mâncat nimic azi. Am mâncat trei cornulețe de alea. Vrei să spun ceva? Nici eu până la asta. N-ai mâncat nimic? Super. Lasă că mâncă cu poftă acum. Ținem... E la mod acum cu fasting-ul ăsta, cu intermitent, cu... Sper să nu înceapă ploaia serios, pentru că baby tocmai ce a scos... Hainele mele pe care le-am adus, vă dați seama, tricouri, chestii, le-a pus la spălat și le-a scos la uscat, dar le vom pune aici în caz de ceva. Zici că-s bulgări de aur. Ce bine e să ai un ajutor. Hai cu jarul. Ba vrea, ba nu vrea. Hai, trebuie să mai fac puțin. Trebuie să mai fac puțină ventilație. Cam așa arată grătarul nostru deocamdată. Aștept să vină și vecinul la masă. De-aia am pus și a doua friptură de porc. Ăștia sunt bulzii. Eu zic că arată destul de bine. A început iarăși să picure. Dar sper să nu vină ploaia aia periculoasă. Sincer, parcă s-a mai luminat cât de cât deasupra noastră. Am câteva gânduri de împărtășit înainte de a ne pune la masă, înainte de a veni vecinul, și anume, cum mă gândeam acum, că sunt la mine acasă, sunt bine, sunt liniștit, dar simt că sunt puțin îngrădit, adică spațiul este limitat. Ce este foarte, foarte, foarte plăcut când pleci în natură, este că natura ți aparține. Am avut muntele în fața mea, am avut râul, am avut acolo un foc sau un spațiu mult mai mare. Chiar dacă nu era la mine în curte, senzația e de nedescris, așa că dacă sunteți iubitori de natură, am văzut reacțiile voastre acolo, am primit like-uri, comentarii și pe calea aceasta vă mulțumesc încă o dată și încă o dată. Și mai dați like-uri, mai dați comentarii și nu doar un comentariu, puteți dați două, trei, câte doriți. Uitați ce
Voios a venit vecinul și hotărât. Aian, salut Aian. El este Aian, băiatul vecinului, iar este vecinul pe care l-am mai prezentat într-un alt video. A venit hotărât. Voios, lasă-o jos, vecine, că băgăm la frigider acum tot ce trebuie. Zici că am făcut tort aici. Asta trebuie scoasă după grătar. Trebuie să aducem farfurie și astea. Și am pus-o ca să nu se ardă. Iar aici am adus banca frumos. Am cărbune, am tot. Zici ceva pentru abonații mei după canal. Salută-i! Ușor de curățat podeaua, ușor de mutat. Fă-le cu ochi. Cu țar, cu rapiți, somuți, da, 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 da. Ia, cum faci tu cu ochiul? Am ușdalea care se închise deschid la lumina zile. Bravo! Ha, vecine, sănătate, sănătate la toată lumea. Vecinul față de mine, cu toate că a venit cu... Am desfăcător aici. Uite că am găsit. Cu toate că a venit și cu o sticlă de vin, cred că s-a gândit la mine, el e cu bericica în general. Da, fanta de hanei. Și eu, na, vară, merge berea, dar și un șpriz ăsta, roze. Mamă, te fac asigură. La 10 mă duc. Cam așa arată bulzul. Asta este fritura de porc. Și am primit de la vecina, de la soția vecinului care nu a putut să vină, care ce face treaba acasă, o salată. Salată de varză? Sau de salată? Nu-mi dau seama. Poate pentru mine. Ia să vedem. Salată cu salat. Salată de salat. Da, mai trebuie să ajung. Vedem acum. Mmm. Bele. Exact ce trebuia. Între timp a apărut și Herculică. El nu a venit până acum, de când a venit acasă, n-a venit. S-a dat la Bruno. Dar acum sigur i-a mirosit puțin grătarul. Hercule, haide pisul! Haide pis, ia! Hercule! Hercule! Mamă, ce bun e buzul! Da, știi? Da. Când ai o jocă, te-a speriat. Și cam asta este video-ul pe ziua de astăzi, de aici, de la căsuța de la țară. Sănătate, numai bine, pentru toată lumea și like, subscribe, coment. Zi. Bravo, băiatul. Se găsește și pe Oana. Ia. Ia, zi-te mai bucată, e cât capul tău. Și Bruno. Gata, oameni dragi. O seară bună, vă dorim, poftă mare dacă sunteți la masă, sănătate, Aian, salută comunitatea.